Bună seara, doamnelor și domnilor, invitatul nostru de astăzi este domnul Andrei Năstase. Domnule Năstase, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Domnule Năstase, dumneavoastră, probabil țineți minte, noi ne vedem în acest studio cam din 2015 încoace. La fiecare final de an, noi subiecte fericite nu prea avem. Mereu probleme, tot mai grav și mai grav și mai grav. Scuzele mereu sunt aceleași. Asta vreodată v-ați întrebat de ce? Sau eu exagerez? Din păcate, trăim împreună aceleași vremuri. E adevărat, dumneavoastră ați fost cu mai multă atenție din 2015, eu în spațiu public am apărut încă în 2010, dar cui îi pasă? Încă de prin 2010 atenționam oamenii că nu este bine. Nu este bine la ceea ce se întâmplă în țara noastră, pentru că, din păcate, fie că moldovenii nu au capacitatea, fie că nu pot, fie că nu vor să-și depășească condiția, fie că nu doresc să gândească dincolo de familia lor, de interesele lor înguste, adesea politice, fie că nu știm să renunțăm la sine, fie că nu știm să trăim ca într-o comunitate și să analizăm lucrurile anume prin această prismă, de asta tot din mai rău în mai rău. Dacă însă am gândit bună oară ca în Islanda, o țară mică și aia, care într-o bună zi a decis să-și scrie în stradă Constituția. Dacă am gândit ca în Irlanda, spre exemplu, care la un moment avea o diasporă atât de numeroasă, încât erau mai mulți în afară decât cei din interior. Poate că am fi reușit mai mult. Dar de fiecare dată noi facem aceleași greșeli, călcăm pe aceleași greble, găsim de fiecare dată aceleași scuze, aceleași motive, pretexte și niciodată nu căutăm soluții mai bune și mai bune pentru noi, pentru familiile noastre, dar în ultimă instanță pentru comunitățile noastre și pentru țara noastră. Să o luăm pe rând. Clasa politică. Da. Guvernarea Voronin în 2001-2009, din calificativul dictatură comunistă, această guvernare așa și n-a mai ieșit atunci, în perioada aia. Și au venit vremurile luminoase odată cu 2009. Noi din 2009 încoace ce avem? Democrație veritabilă sau imitare? Și iată, încet am ajuns la 2022. Anul 2022 ce a fost? Marea revoluție a democrației în Moldova? Vedeți cât de bună a fost remarca mea cu 2010, imediat după 2009. Pentru că exact atunci au început, după o perioadă sinistră, o bună parte din acea perioadă comunistă a fost una sinistră, dar să nu uităm că populația țării noastre, Republicii Moldova, în timp ce în Europa se vota așa cum se vota, se cerea libertate, se cerea democrație, se cerea stat de drept, se cerea stat social, în Republica Moldova s-au votat comuniști, în două rânduri. În 2001 și în 2005, nu-i așa? E bine, în 2010 eu am sesizat opinia publică împreună cu un grup de oameni despre fără de legile pe care le făceau așa zișii ai noștri. Cei care pretindeau că sunt unioniști, cei care pretindeau că sunt pro-europeni, cei care pretindeau că vor să facă din Republica Moldova un stat ca Elveția, în realitate și unii și alții au fost niște hoți ordinari care la început și-au împărțit între ei instituțiile statului ca pe niște cote părți într-o societate. Vă amintiți? Ghimpu a vrut ceva, Filatu a vrut altceva, iar Plahotniuc a vrut totul. Vă amintiți, nu? Toate structurile coercitive ale statului, procuratură, Ministerul de Interne, SIS, toate au fost împărțite. Banca Națională, la fel. CNPF-ul, la fel. Toate instituțiile de reglementare împărțite între ei ca niște cote părți într-o societate. Ei, lumea a înghițit-o. În acea perioadă s-au pus bazele spălătoriei mafiei rusești, în acea perioadă s-au pus bazele furtului miliardului. Și cel mai grav este că în noiembrie 2014, atunci când deja erau pe final de mandat, tot ăștia au venit și ne-au spus că ei sunt cei mai buni. Că dacă nu ei, vin comuniștii, dacă nu ei, vin socialiștii, dacă nu ei, vin tancurile rusești. Și un grup de jurnaliști, nu știu dacă vă erați și dumneavoastră printre ei, vă înscriați sau nu, dar mai cu puțin contează numele lor. Vorbesc de fenomen, vorbesc despre ce s-a întâmplat în țară. Ne-au invitat pe noi, pe toți,
de la tribunele pe care le aveau la îndemână, de la televiziunile, și atunci, toate din banii furați de la oameni sau de prin exterior, ne-am invitat să mai facem un bine țării. Și uite, Republica Moldova, așa, deodată, a uitat și de furturile de miliarde, și de atacurile de raide, și de spălătorie, și de delapidări de care se făceau de la bugetul public și municipal și locale. Și am mai votat odată. Vă amintiți, nu? Era noiembrie 2014. Nu a mai durat foarte mult, că uite, prin februarie, martie, aprilie 2015, am inițiat acea platformă civică de demnitate și adevăr și oamenii deja erau în stradă. Întrebarea pe care mi-o pun eu astăzi, de ce n-am fost auzit în 14 și am fost auzit la 3 luni distanță în 15? Dar spuneam aceleași lucruri de 4 ani de zile. Aceleași lucruri aproape zilnic, beneficiind de o tribună, pe atunci Jurnal TV, care nu era așa cum este astăzi. De ce am trebuit să călcăm pe aceeași greblă? De ce a trebuit să-i mai suportăm încă 4 ani de zile? Cu ce erau mai buni decât aceiași 4 ani de zile? Cu ce erau mai buni decât comuniștii de până la ei? Cu nimic. Ceea ce vreau să spun este că oamenii aleg de-a lungul timpului, de 30 ceva de ani în Republica Moldova, aleg aceiași componenți sau aceiași membri a aceluiași sistem. Uite, când apare câte unul ca Năstase la un anumit moment, neapărat va fi luat în colimator, neapărat va fi șters de pe fața pământului, neapărat își vor conjuga eforturile toți. Iar am avut o scenă la Consiliul Municipal Chișinău în care oamenii lui Ghimpu au făcut front comun cu oamenii lui Șor. Ei, nu că ar fi la prima ispravă, nu. Ghimpu cu Șor și cu Plahotniuc au mai făcut ei front comun pe vremuri. În sensul ăsta, am odată în judecată Ghimpu și-a pierdut zilele astea și-a ieșit din minți, dacă vă amintiți. Odată el pe postare acolo, Năstase cu rușii, Năstase cu ceban, Năstase fură, Năstase nu știu ce. L-am adus în discuții doar ca să înțelegeți că de-a lungul timpului în Republica Moldova călcăm pe aceleași greble. În schimb a venit anul 2021-2022. Nu, până la anul 2021, domnule Gonța, a fost încă 2015-2016. Am avut un an extraordinar în 2016, când noi cumva am reușit pentru prima oară să adunăm tot ce se poate la oaltă. Și doar orgoliul unui om mic, cu rânza mare, a făcut imposibilă producerea schimbării atunci și scăparea atunci și de Partidul Socialiștilor și de Comuniști și de Plahotniuc și de toată acea clică din sistem. Iată, doar rânza mare acestui om mic a făcut acest lucru ca să amânăm procesele. A venit 2018. În 2018 noi chiar am reușit, după proteste îndelungate în Piața Mare a Adunării Naționale, după o stare de spirit generalizată pe întreg teritoriul Republicii Moldova contra hoțiilor, contra delapidărilor, contra minciunii, contra nesimțirii, nedreptății, am reușit la nivelul Chișinăului să câștigăm alegerile împotriva lui Plahotniuc, împotriva lui Dodon, împotriva lui Ceban. N-am avut capacitatea să păstrăm sau să protejăm acel vot. N-am avut capacitatea. Noi am continuat lupta, am mers în instanțele de judecată, am mers la CEDO, am mers la Consiliul Europei, am mers la Comisia Europeană, la Parlamentul European. Dar aici, în interiorul Republicii Moldova, nu am știut cum să ducem la bun sfârșit victoria de etapă din acel moment. Și atunci a trebuit iarăși să amâne procese până în 2019. Să nu uităm totuși că în 2019 societatea noastră tot pe Dodon și pe Plahotniuc l-a ales împreună cu Șor. Să nu uităm acest lucru. Societatea noastră a ales doar 26 de mandate ale blocului acum. Iar dacă mă luam după capul Maia Sandu și mergeam separați, ne-am fi pomenit cu 15 mandate. Atunci am lăsat totul de la mine, am lăsat totul de la partidul pe care îl reprezint și într-un final am avut 26 de mandate. Vă amintiți, nu? Doar așa a fost posibil într-o conjunctură din care n-au lipsit străinii, trebuie să spunem asta, să scăpăm de oligarhul Plahotniuc. Doar că după asta, rânza acelui om mic a devenit tot mai mare și mai mare. Nu vorbim despre Maia Sandu? După ce a devenit premier, după ce a parșezit tot ce s-a putut parșezi din punct de vedere al constituționalității, al statului de drept,
A vrut să fie și președinte. Și a zis că dă să-i dăm tot puterea înapoi lui Dodon. Și i-a dat tot puterea lui Dodon și ușor. Doar ca ea să devină președinte. Iată, încă o dată călcăm pe aceeași greblă. Încă o dată alegem oamenii aceluiași sistem. Oamenii care în campanie electorală promit dreptate și viață mai bună, iar când ajung cumva în fotoliile ministeriale sau prezidențiale, ce le dau oamenilor? Borta la covrig. Le dau politică, 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 de dimineață până în seară și nici îndeamnă să o ungem pe pâine, dacă se poate. Aici e marea problemă. A mea, ca persoană care la un moment aș fi putut să rămână indiferent, la fel ca și foarte multă lume în țara asta, aș fi putut să aleg între a rămâne aici și a face exact tot ce fac oamenii din justiție, a se descurca, pentru că asta e specific nației noastre, să ne descurcăm cum mai bine, nu? Sau să mă duc și eu, ca și sutele de mii de familii, nu temporar, ci pentru totdeauna, într-o țară din lumea civilizată. Eu am ales să stau aici, să mă bat, să încerc să schimb lucrurile în bine, dar că se pare că sistemul a fost mult mai puternic. Și sistemul a fost susținut în permanență de mentorii lor din străinătate. Iar împotriva lor există o șansă, există o soluție. Asta este doar unitatea unei societăți, unei nații, care conștientizează la un moment că mai presus decât poftele, interesele unor politicieni, mai presus decât interesele regionale ale unor actori mai mari sau mai mici, interesele globale, sunt interesele lor, ale familiilor lor, a comunității lor. Iată, dacă vom reuși să facem acest lucru încă o dată, mai devreme sau mai târziu, avem o șansă. Dacă nu, vom rămâne niște proscriși. Pe larg ați vorbit dumneavoastră despre ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și mai ales în ultimul. Haideți să o luăm punctual, cum spuneți voi politicienii. Justiție. Da. Deci că avem un fel de reformă a justiției și ce că e fără precedent. Noi câte aresturi am avut în ultimul an pentru îmbogățire ilicită, da, în primul rând asta. Foarte mulți politicieni luați pe sus. Bun, ei și niciun caz n-a ajuns pe masă, sau foarte puține cazuri au ajuns pe masă a judecătorilor, iar cele care au ajuns, cei vizați râd de consistența dosarelor. Ce reformă am avut noi totuși în anul ăsta 2022 în justiție? Nu poate o clasă politică, așa cum o avem noi, să furnizeze sau să livreze o reformă. Nu poate. Pentru că ea este putre de coruptă. Dar dumneavoastră uitați-vă la cei care astăzi pretind că fac reforma, nu? Uh-huh. Uitați-vă la toate ministerele. Uitați-vă la premier. Uitați-vă la președinte. Fiecare dintre el au bifat cel puțin o dată, rețineți, cel puțin o dată, o ilegalitate. Vrei la Ministerul Justiției? Mai multe bife. Vrei la guvern? Mai multe, la premier. Vrei la președinte? Cu duiumul. Eu cred că nu există un om ajuns într-o funcție publică care să fi încălcat Constituția de mai multe ori decât Maia Sandu. Nu există. Și totul de binele poporului. Pentru binele și interesul țării. S-ar putea să se supere unii dintre votanții dânse sau de susținători din cei 20%, s-ar putea să supere pe mine. Pot să supere. Dar adevărul este că a încălcat Constituția. Umila mea persoană n-a încălcat-o niciodată. Poate să-mi placă, poate să nu-mi placă Constituția asta, dar eu n-am încălcat-o niciodată. Și atunci am dreptul să spun că cea care astăzi este președinte încalcă Constituția. Eu vă întreb pe dumneavoastră câtă credibilitate are un proces, un exercițiu de reformare atâta timp cât cei care sunt la butoane, au încălcat legea, au încălcat Constituția. Fie de parte, sub aspectul credibilității ne-am clarificat, nu? Acum, dacă ei tot pretind, cum spuneți dumneavoastră, că marea reformă, nu e așa, domnule Gonța, că o reformă trebuie să o și simțim noi, nu? Adică, eu ca și cetățean, când merg în instanța de judecată, trebuie să știu că am asigurat acolo un act judecătoresc impecabil. Pentru că s-a făcut reformă. Dar
Știi cine este în fruntea CSM-ului acum, nu? Cel care fusese tot timpul, în ultimii ani. Da? Așa-i? Da. Deci câtă credibilitate are astăzi CSM-ul? Serios. Ne întoarcem iarăși la același cerc. Eu nu am pretenția că lucrurile ar fi fost deodată bine făcute. Dar am pretenția că în 2019, atunci când am decis cu toții că nu se mai face și nu se mai poate și nu se mai face cum s-a făcut înainte pe timpul lui Plahotniuc, asta trebuia să se întâmple. Ce au făcut însă cei de astăzi? Au preluat aceleași scheme și aceleași metode ale lui Plahotniuc de odinioară. Vreau să vă spun că cei de astăzi, la capitolul corupție, la capitolul injustiție, pe alocuri, îl întrec pe Plahotniuc și sistemul său. Astăzi, dacă tot i-ați luat pe toți așa la rând, în 2004, poate 2005, nu mi-amintesc exact, dar președintele Voronin a venit și a spus: domnule, instanțele de judecat în momentul de față sunt niște aucțioane. Nu, în stilul lui caracteristic, cam așa a spus el, da? Niște aucțioane. Și avea dreptate atunci. Și cumva și el spunea că o să ne reformeze justiția, chestii nu s-au mai reformat, un Plahotniuc și-a făcut un altceva decât în aucțioane. Ei, iată, acum nu s-a întâmplat absolut nimic. Pur și simplu, cum se cheamă astea? Sumele din început au crescut. Nimic mai mult. Libertatea astăzi costă mai scump. Niște dosare închise sau deschise costă mai scump. Nimic mai mult. Dar să știți că vine totuși timpul când acest partid de guvernare va trebui să dea socoteală. Și deja, nu știu dacă chiar va fi atât de ușor să-i minți pe oameni. Până acum le-ai tot spus că ia că ne trebuie timp, ne trebuie putere, ne trebuie cu tare. Dar acum ai totul. Totul ai la dispoziție. Nu, nimeni nu te încurcă. Europenii i-au pus sub sancțiuni pe oligarhi. Au făcut ceea ce ar fi trebuit să facă justiția din interior de aici. Bun. Va trebui să dea socoteală. Să spună: domnule, ne-ai promis justiție, ne-ai promis anticorupție, ne-ai promis cu tare. Unde sunt ele? Iată, vă spun eu. Cazul Stoianoglu. Da. Ăsta e caz rușinos sau ăsta e curaj al guvernării? Din punct de vedere juridic, strict juridic, eu nu am avut niciodată acces la întreaga economie acestui dosar. Va fi foarte complicat să mă exprim cu privire la toate procedurile de acolo. Din punct de vedere public, mingea e exact în mâna celor care au promis politic dreptate, au promis justiție și au promis lupta cu corupția. Vreau să vă amintesc că Stoianoglu a ajuns în funcția de procuror general ca urmare a unui concurs neconstituțional organizat, plămădit de Maia Sandu și Olesea Stamati. Da sau nu? Așa. Așa. A răspuns vreodată pentru acel concurs neconstituțional măcar una dintre ele? Nu, dimpotrivă. Și a tras dividende și foloase politice. Și toată lumea a bătut din palme Maia Sandu și poporul. Bun. Ei bine, când nu i-a plăcut lui Maia Sandu ceva și a vrut să ajungă președinte, i-a zis că gata, nu mai este bun Stoianoglu. Și-a dat toată guvernarea. A ajuns președinte, s-a apucat să facă anchete. V-ați întrebat dumneavoastră, până în momentul de față, de ce doamna Sandu nu semnează un decret de revocare din funcție sau de eliberare a lui Stoianoglu? Așteaptă decizia instanței de judecată, dacă nu greșesc. Stai puțin, dar tu ești un om asumat. Dacă tu ești sigur pe acțiunile tale, dacă tu ești sigur că ai făcut tot ce stă în puteri ca să respecti Constituția, să respecti legalitatea, să respecti, da? Tu trebuie să iei o decizie, nu? De ce nu o faci? Ți-i frică. Ți-i frică. Păi, dacă ți-i frică ca președinte, ce așteptări poți să aibă oamenii de la tine? Păi tu ne-ai promis lupta cu corupția. Păi lupta cu corupția se face respectând legea, nu călcând-o în picioare. Iar după ce am văzut pe Telegram, mă tem că cineva va da socoteală foarte, foarte serioasă, inclusiv pe marginea acestui dosar Stoianoglu. Un alt caz destul de răsunător, chiar foarte, fostul președinte Igor Dodon, luat pe sus de ziua de naștere a Maia Sandu,
Dosarul are vreo 8 luni. Zilele trecute acesta ne-a felicitat cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Nu, ci când se zicea că luptăm contra mare corupții. Așa? Asta a fost un eșec sau s-a demonstrat totuși ceva până la urmă că se face injustiție în lupta marii corupții, contra marii corupții? Haideți să vă spun ceva ce oamenii au uitat. Unul dintre cazurile sau dintre dosarele vizându-l pe Igor Dodon are la bază o solicitare de-a mea de verificare a proprietăților, a bunurilor și așa mai departe. În momentul de față, eu am primit de la ANI vreo 14 scrisori, și nu exagerez, în care îmi tot spun mie că uite procesul e în curs de derulare, dar ei încă nu au reușit, rețineți, ultima cred am primit o scrisoare, de asta am primit-o acum vreo 2 săptămâni urmă. Nu știu ce să vă spun. Ori procurorii sunt impotenți, sunt incapabili să facă niște dosare impecabile, ori este un joc pe care îl face actuala guvernare și tot îl amână, tot de la o zi la altă, la mână, ca să mai vină următoarele alegeri și să mai obțină un mandat. Eu sunt fost procuror, domnule Gonța, sunt apărător a drepturilor omului. Mă pricep la niște proceduri, spre deosebire de unii care pretind că au făcut facultatea de drept și știu mai multe, dar o să revenim la asta. Bine, vreau să vă spun că așa cum se face această anchetă, este o bătaie de joc. Este o bătaie de joc. Atât pot să vă spun. Cine are interesul? Cine trage sforele de aici? O să vedem mai târziu. Până o să vedem noi asta. Haideți să luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Andrei Năstas, haideți să vorbim... Dacă o să vreți să vorbim calm și liniștit despre platforma Demnitate și Adevăr. Dumneavoastră din 2014-2015 v-ați imaginat vreodată că o să părăsiți partidul pe care dumneavoastră l-ați fondat? În 2014-2015 încă nu mă gândeam că eu voi fi cel care voi fonda un partid. Eu venind pe palier civic, am insistat în permanență că alții ar trebui să facă politică. Eu m-am ocupat de activitățile civice. Prima remarcă. Doi, în momentul în care piața cerea, strada cerea, oamenii cereau, băi, fraților, păi da, voi ne scoateți în stradă, vreți să facem schimbarea, dar n-avem un partid politic. Și pe data de 13 septembrie, în Piața Mare Națională, s-a luat o decizie, să facem un partid politic. Mulți au fost cei pe care i-am abordat și am spus, domnule, faceți voi chestia asta. Una dintre ei a fost Maia Sandu, spune că n-are parale. Și numai l-am făcut noi partidul politic și după asta au apărut paralele. Și știm și de unde au apărut. Iată când o să plece ăștia de la guvernare, Bahamas o să ne spară o floare la ureche. Iată dosarul finanțării PAS din exteriorul țării va fi un adevărat dosar. Dar asta e o altă temă. Am închis paranteză. Bineînțeles că atunci când am decis la într-un moment să fiu președinte la acest partid, nu m-am gândit niciodată că vor exista inși care vor renunța atât de repede la dezideratele, la obiectivele, la principiile, la valorile în jurul cărora s-a constituit acest partid. Erau lucruri simple de tot. Familie, tradiție, dreptate. Însemnau și niște lucruri mai deosebite, cum ar fi subsidiaritatea, dar astea sunt lucruri mai de domeniul politicului. Dar ceea ce era important era ca partidul pe care l-am croit cu noi cu toții în stradă să facă oamenilor dreptate. Oamenii care au ales să facă politică în acest partid să poată renunța la sine sau să aibă capacitatea să renunțe la sine. Și eu am condus acest partid 6 ani de zile în care asta a fost prioritatea. Dreptate. Chiar dacă era de pierdut din punct de vedere politic, din punct de vedere electoral, din punct de vedere al imaginii, al reputației politice. Da? Dar era important să facem oamenilor dreptate. La un moment, oamenii au ales,
au ales această hologramă pe nume Maia Sandu și partidul ei. În detrimentul celor care chiar au făcut ceva pentru țara asta, chiar au făcut o perioadă dreptate. Când oamenii au ales în detrimentul platformei DA, eu am spus, mă retrag din platforma DA. Retragerea mea din platforma DA a însemnat să dau posibilitatea, să dau libertatea unor oameni mai tineri decât mine să facă performanță. M-am ales cu altceva. M-am ales cu faptul că acei oameni, în loc să facă performanță, în loc să ducă pe alte culmi platforma Demnitate și Adevăr, au decis să facă același lucru ca și cei care au reușit din punct de vedere politic. Au hotărât să facă și ei politică. Adică, să nu mai țină cont de lege, să nu mai țină cont de principii, să nu mai țină cont de valori, să nu mai țină cont de ceea ce ne-a unit pe noi în piața mare națională. Și au hotărât să facă la fel politică. Adică, dacă scrie în Constituție că tu trebuie să faci ceva, el a spus nu, putem să nu facem, pentru că asta nu ne aduce dividende politice. Dacă scrie într-o hotărâre judecată definitivă și irrevocabilă că tu trebuie să faci ceva, nu facem asta, că asta politic nu este avantajos. Avem doar de pierdut politic. Ceea ce nu înțeleg acești domni și doamne este că în spatele acestor hotărâri de judecată sau în spatele acestui act normativ pe care noi ne apucăm să-l executăm, să-l îndeplinim, sunt niște drepturi, niște libertăți, sunt niște interese ale oamenilor care și-au pus speranța în noi. Vă dau o speță. Ieri eram în Consiliul Municipal Chișinău. Și s-a pus în discuție privatizarea de către niște persoane fizice a terenurilor de pe lângă casă. Acest drept este dat de către cine? De către lege. Uh-huh. E bine, 40 de oameni au votat pentru. Colegii noștri de la PAS și cei care astăzi chipurile reprezintă platforma DA au spus că s-abțin. De ce? M-am întrebat și eu. De ce? Și m-am apropiat de acel domn pe care nu l-am cunoscut niciodată. S-a spus, cum te cheamă, băi omule? Oleg. Domnule Oleg, spune-mi, te rog, tu la prezidențiale și la parlamentare, pe cine ai votat? Pe Maia Sandu și pe PAS. Domnule Oleg, tu ai fost prezent aici în Consiliul Municipal. Tocmai cei pe care tu i-ai votat și au obligația să-ți rezolvi problemele tale, nu contra bani, contra vot, contra cost, nu, constituțional, după lege. Tocmai ei au fost cei care au votat împotrivă. Domnule Gonță, dar astea sunt lucruri minore. De asta înțelegeți că eu trăiesc un coșmar. Eu personal trăiesc un coșmar. Eu am făcut o facultate, am o experiență de viață, am trăit așa cum am trăit și eu am și eu nevoile, supărările, problemele mele. Și eu mi-am pus în permanență speranța în cei pe care i-am mandatat. A spus, domnule, eu îl votez pe ăsta să duc în Parlament ca să-mi facă dreptate. Îl votez pe ăsta la municipiul Chișinău ca să-mi facă dreptate. Și când mă pomenesc că el a hotărât, că e mai presus de lege, e mai presus de judecată, e mai presus de orice. El are vot și el spune, el s-abține. Hai să dacă vreți să vă mai discrețăm frunțele celor de acasă, am ajuns într-o bună zi când cei de la PAS, și nu numai cei de la PAS, și vă doi din ăștia, așa zici, neafiliați, sau de la PL, sau... ei votează, ei s-abțin, sau votează împotrivă, și atunci când vine un raportor pe o anumită decizie și spune, domnilor, iată noi când am redactat documentul, am pus 1, 2, 3, 4, 5 și în loc de 6, aici întâmplător am pus 8. Și pe urmă de amul iar urmează 7, 8 și așa mai departe. Vin cu un amendament, vă rog să votăm, să schimbăm din 8, spunem 6, cum e normal, cum e logica, nu? E bine, cei de la PAS au fost împotrivă. De ce? Nu știu, domnule. Pentru că așa a hotărât el. El a considerat că el e legea, el e statul, el e Dumnezeu pe pământ, înțelegeți? Și oamenii spun, băi, Năstase, ce-i cu tine, băi? Dă-le pașe dracului! Și eu le dau pașe. Dar dacă noi am face toți așa, pe într-un document oficial ar apărea 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9, 10 și mai departe. De ce? Pentru că el are drepturi. O hotărâre de judecată definitivă și irevocabilă, care te obligă să iei o atitudine în calitate de consilier municipal. De acolo a pornit totul. Când un băiat, care chipurile a făcut o facultate de drept,
Pretinde el că executarea unei hotărâri de judecată face rău partidului. Și a ieșit în public, s-a consultat el cu un jurnalist de doi bani, care nici licență n-are și nici facultate, și n-are norocul că are o tribună acolo. Și peste noapte au zis că pierderi de 3 milioane și s-a sesizat procuratura și așa mai departe. Vă amintiți cazul, nu? Ei, ce sună? A trecut un an de atunci. N-am văzut un rechizitoriu la procuratură, n-am văzut nimic. Cine răspunde, domnule Gonța? Întrebat punctual la întrebarea dumneavoastră. Nu m-am închipuit niciodată, că niște oameni care s-au aflat în jurul meu vor alege să facă politică în detrimentul dreptății. Vă spun foarte și foarte clar, eu am fost cel care, împreună cu niște colegi de-ai mei, am fondat în stradă un partid. Astăzi este o falsă speranță a acestui partid care pur și simplu îl îngroapă, îl distruge. Dar pentru ca el să se simtă mai bine și anturajul său, din care nu lipsesc și oameni care sunt anchetați în momentul de față penal, nu lipsesc și oameni care n-au absolut nimic cu partidul, pentru ca ei să se simtă mai bine, un grup de consilieri municipali, care au fost aleși pe lista blocului acum, am decis să le facem pe plac. Și am plecat din partid. Iată, așa am considerat eu că trebuie să fac. Să plec de acolo ca să îi las pe cei care, până unul de mult se împiedicau de mine, de colegii mei, să fac performanță. Avem în față niște alegeri locale. Oamenii au la dispoziție totul, dar absolut totul, ca să facă performanță. Au la dispoziție să înainteze un candidat la primărie. Sper că acel candidat nu va fi apasului, ca să le spele din rușine. Sper că vor găsi un candidat puternic care să facă față împotriva lui Ceban și altor candidați care vor mai apărea pe parcurs. Domnul Dinu Plângă Octolu, președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, este discipolul dumneavoastră. Nu este discipolul meu. Cum? A fost un coleg de-al meu, care a fost un răsfățat al meu, pe care l-am promovat ori de câte ori, chiar dacă nu a făcut performanță. La tineret nu a făcut niciun fel de performanță și l-am făcut vicepreședinte al partidului. La un moment, când am decis să nu mai candidez, pentru că domnul Plângău a ajuns președinte la partidul Platforma DA, doar pentru că eu nu am candidat. Dacă candidam, nu mai ajungea niciodată președinte. Dar eu m-am retras, este decizia mea personală, și pentru că alții, care chiar puteau să fie președinte la Platforma DA, nu au dorit să facă acest lucru, dânsul, într-un final, a ajuns președinte. Îi urez succes, îi urez managementului pe care și l-a creat succes și aștept performanțe în anul care vine. N-are niciun rost să regres ceva pentru că nu mai întorci roata. Dar regretați că n-ați candidat la șefie platformei? Nu. Nu? Nu, nu regret. Cum să regret? Era un gest de bun simț. Nu poți. Eu 6 ani de zile am dus partidul așa cum am considerat eu mai bine, chiar dacă știam că am de pierdut. Deciziile pe care le-am luat niciodată n-au fost împotriva oamenilor, niciodată nu au adus vreun prejudiciu Republicii Moldova. Dacă în Republica Moldova există vreun domn, doamnă, un om care vine și îmi spune, uite, decizia pe care ai luat-o tu, Năstase, și partidul tău în toată perioada care l-ai condus a fost în detrimentul Republicii Moldova sau a cetățenilor, vreau să-l văd. Vreau un exemplu. Nu este. Nu-mi pare rău de nimic, îmi pare rău doar că Republica Moldova calcă pe aceleași greble, acceptă politicieni în detrimentul oamenilor de stat. Și cel mai grav este că și oamenii la care am ținut într-un fel sau altul preferă politicul dreptății. Preferă sinecurile în loc să se răsufle și să facă chiar lucruri bune pentru oameni și pentru țară. Marele scandal a pornit odată cu așa numitele cele 6 planuri urbane zonale, care înseamnă complexe locative cu blocuri multietajate, votate de către consilierii PSRM, Platforma DA, PUN, PCRM, PSDE, ȘOR, în cadrul ședinței din 20. Stați puțin, ȘOR, că aici au votat 30 ceva de oameni în Consiliul Municipal, 30 ceva de specialiști, urbaniști, arhitecți, și-au pus semnătura și au existat 3 persoane care le-a contestat. Dinu Plângău, Spânu și unul Chironda. Unul Chironda, care înainte de asta a contrasemnat și el acele dosare. Eu deschidem Facebook-ul, toate părțile vorbeau despre acest puzzle. Da?
închideam Facebook-ul, pe nimeni nu interesa subiectul. Pe nimeni nu interesa subiectul. Pe nimeni. Eu nu vă iau apărare, ca să fie clar, că eu nu pot să fac asta cu un invitat. Dar eu mai vorbesc cu vecinii, cu oameni pe care îi cunosc. Da. Nimeni nu m-a întrebat niciodată niciun cuvânt din acest puz. Eu sunt jurnalist, eu sunt obligat să știu ce înseamnă puz. Eu nu știam despre ce vorbesc ei. Domnule, ei nu știau despre ce vorbesc. Dumneavoastră înțelegeți că el nu știe ce înseamnă puz. Dar nu despre asta este vorba. Omul și-a făcut o vendetă. Era o hotărâre de judecată un an în urmă. Așa. Și a ieșit omul într-o noapte și a spus că nu e bună. Noaptea minții, toți juriștii din lumea asta o să spună, băi, băiatule, băi, tu care n-ai nicio experiență, nici în instanță, nici cu tare, cum te dai asta? Slavă Domnului, eu am ceva în spate. În partidul nostru este domnul Pavlovski. Nu, eu pot să am ceva cu el, dar nu pot contesta. Domnul Pavlovski este judecător la CEDO. Domnule, dă-i un telefon lui domnul Pavlovski. Domnul Pavlovski, dar cum ar trebui să procedeze? Nu. Omul a trecut și a zis că dă să dau cu băta în colegii mei. Acum cu puzurile astea, dumneavoastră înțelegeți că eu eram în afara țării, nici măcar nu eram la Consiliul Municipal. Colegii mei, mai bine plasați, fiind acolo, examinând, ascultând urbaniștii, ascultând arhitecții, ascultând oamenii care se pricep la chestia asta, au luat decizia să dezvolte orașul, dacă nu e posibil la modul general, să-l dezvolte măcar regional. Iată, aici, aici, aici. Știți dumneavoastră câte școli, câte grădiniți vor fi construite? Știu cei care au contestat acest lucru? Nu știu și nici nu interesează. O ieșit băieții ăștia veseli, dar întrebarea dumneavoastră este una pertinentă. Băi, pe nimeni nu interesa chestia asta. Pe nimeni nu interesa, că a spus că e o chestie care pune imaginea partidului sub lovitură. Nu înțelegeți că este un pretext. Stați! Dumneavoastră, da? Știți că cei din PAS au depus un denunț la Centrul Anticorupție pentru asta? Știu! Vă temeți? Ce vă așteptați de la CNR? Eu să mă tem. Dacă este cineva care să steam în societatea asta, sunt cei care astăzi se află la guvernare. Iată, ei trebuie să steamă, că o să vină timpul când ei vor da cu subsemnatul, începând de la Maia Sandu până la Spânul și de la Spânul în jos, până la consilierii lor din Consiliul Municipal Chișinău. Știți dumneavoastră că cei de la PAS... Hai să vă mai spun o speță. Un avocat, nu mai țin minte numele, mă sună și spune, domnul Năstase, uitați-vă, aici sub nasul vostru, lângă primăria Chișinău, se construiește, se reconstruiește un monument istoric de importanță națională. Și zic, dar ce mă sunați pe mine? Este direcția arhitectură, este cutare, este cutare. Zic, uite, eu am sunat la toată lumea, dar cel mai grav este că am sunat de vreo 2-3 luni de zile și am vorbit cu cei de la PAS și tot mi-au promis că o să spun, o să fac, o să dreagă și mai departe și nu fac. Eu am ridicat problema. Deci, băieții, public cu interesuri, cu cutare și profită de faptul că au niște tribune și ies acolo și te bălăcăresc de dimineață până în seară. Puz, interes, bani, chestii. Adresează-te la CNA, adresează-te la procuratură. Dacă este ceva ilegal, o poate face cancelarea de stat, poate să conteste. De ce nu se întâmplă chestia asta? Vă spun eu. Pentru că a mers odată ulciorul, o să meargă a doua oară, o să meargă și a treia oară. Dar viața noastră trece. Și lor le place chestia asta. Eu am ajut pe oameni în campanie electorală. Eu am ajut. Așa sau nu? Le-au spus că o să le facă viața mai bună. Le-au făcut? Am văzut. Și acum tot așa, tot cu minciuna să țin. Iar eu nu pot să mă schimb, domnule Gonța, pentru că așa vrea Blândinul Plângău, sau că așa vrea Spânul, sau că așa vrea Chironda, sau că așa vrea un oricare. Eu nu mă schimb, eu vreau să fac ceea ce pot eu face. Iată, din păcate, orașul Chișinău, de zeci de ani nu are un plan urbanistic general actualizat. Astea sunt lucruri pe care ar trebui să le cunoaștem cu toți. Deci noi trebuie să ne dezvoltăm după un anumit plan, nu haotic așa. Din păcate, Ioan Ceban, cu toate eforturile, deși au avut tot sprijinul meu și a platformei, da, în Consiliul Municipal, nu a reușit să elaboreze până în momentul de față un plan urbanistic general. Sunt și motive obiective, sunt și motive subiective. Ei bun, dar în lipsa unui plan urbanistic general, specialiștii au spus, nu putem să așteptăm la nesfârșit, hai să dezvoltăm zonal, adică plan urbanistic zonal. Uh-huh. Și s-a decis, iată, aici să dezvoltăm, aici să dezvoltăm, hai să avem grijă aici și așa mai departe. Ei bine, din trei băieți beseli, care au considerat ei că știu mai bine decât toți arhitecții din orașul ăsta, decât toți urbaniștii, că așa e mai bine, Spânul, Chironda și... De nu plângă. Și totuși, cum a reușit PAS-ul, dacă PAS-ul va păpa partidul? Cum a reușit? Mulți bani. Foarte mulți bani. Din campaniile electorale. Vă amintiți dumneavoastră, iată, eu
Apropo, mie mi se reproșează în momentul de față, unul dintre reproșurile care mi s-au adus mie, știți cum, Besudae Slesvie, eu am fost condamnat. El retrage sprijin și mai departe. Apropo, eu am tot acoperit multe lucruri. Ruptura s-a produs în platforma, dar în momentul în care Dinu Plângău și anturajul său au încălcat statutul. Au încălcat odată statutul și eu am contestat la, și nu eu, colegii care au fost nedreptățiți în, în acele decizii, au contestat la, la Comisia de Etică. Comisia de Etică, reprezentată de un distins domn Victor Leancă, a condamnat acel gest și l-au călcat în picioare. Și atunci m-am clarificat. Păi, atunci gata, nu mai ai. Dacă un om care își încalcă propriul statut face acest lucru, ce se va întâmpla cu Constituția, ce se va întâmpla cu statul, cu legea? Dar eu cred că prea multă atenție acordăm acestui domn și anturajului său. În ce spuneți dumneavoastră, de ce s-a întâmplat acest lucru? Tocmai pentru că în campania electorală, dacă vă amintiți, și reproșul care mi s-a făcut inclusiv de la acești domni, de ce m-am dus la emisiunea lui Natalia Morari? Vă dați seama? Când? Acum a fost 2 săptămâni, sau 3 săptămâni, urmă am fost la emisiunea lui Natalia Morari. Așa. Băi, frate, vezi ce mă contestau pe mine, ce am ajuns acolo? Și am încercat să le răspund. Băi, frate, voi credeți că eu nu m-aș duce la Moldova 1? Voi credeți că eu nu m-aș duce la ProTV? Voi credeți că nu m-aș duce la TV8? Nu m-aș duce la Jurnal TV? Dar v-ați întrebat vreodată de câte ori am fost chemat acolo? Apropo, Moldova 1 a devenit astăzi mai rău decât publica lui Plahotniuc. Mai rău. Am văzut un reportaj acolo, Ticrușești. Doamne Dumnezeule, Ticrușești. Asta cu domnul Țurcan în frunte, da? Și cu Maia Sandu, care o ducem pe acolo să protestăm în fața televiziunii. Ca să avem acces toți, opoziția, să avem acces la televiziunea publică. Legat de înghițirea sau partidului, este vorba de un atac raider asupra platformei DA, unul aflat în desfășurare, și un atac raider nu se poate produce fără oameni din interior. Platforma DA nu mai este ceea ce a fost la începuturi. Asta pot să vă spun, o spun cu regret, dar asta este. Ambiții politice mai aveți? Noi cu toții avem un soi de ambiții. În momentul în care discutăm cu dumneavoastră, nu mă interesează politicul. Am decis să mă întorc la rădăcinile mele de activist civic, de apărător a drepturilor omului. Astea sunt preocupările mele de azi, de mâine. Va veni timpul încă... Azi de mâine 2022. În 2023, dumneavoastră, aveți planuri pentru activități pe plan politic? Nu mă interesează 2023. Iată, sunt alții care li s-a dat libertatea să facă performanță, să vină cu un candidat puternic la primăria Chișinău, să vină cu candidați puternici în toată țara, la primăriile din țară, consilieri și așa mai departe. Și după asta vom mai discuta. Până atunci însă preocupările mele sunt familia, școala, sănătatea, cei mai apropiați oameni cărora le-am lipsit foarte mulți ani la rând. Domnul Năstase, dumneavoastră candidați la funcția de primar al municipiului Chișinău sau îl votăm pe Ion Ceban din primul tur? E de alegerea dumneavoastră. Dumneavoastră veți decide. Puteți să-l alegeți pe Ceban, puteți să-l alegeți pe Spânul, puteți să-l alegeți pe Chironda, pe oricare. De ăștia o să fie mulți. Un adevărat candidat în momentul de față nu există. Opa. Unul care, într-adevăr, să fie capabil să facă din orașul Chișinău o capitală europeană sub toate aspectele, și din punct de vedere cultural, și din punct de vedere al educației, și din punct de vedere economic. Adică ne unim cu toții în jurul candidatului PAS, oricare ar fi el, ca să-l doborim pe ceva. Cea mai frumoasă glumă pe care puteți să o faceți dumneavoastră acum, la sfârșit de an. Lumea zice că ce cam un fel de simț sau omorul dezvoltat. Ei, vedeți. Cam că n-am greșit nici eu, l-am remarcat. Dar zvonul ăsta cu Victor Chironda, e zvon, așa cum sunt toate zvonurile, s-a auzit și dumneavoastră prin culoarele primăriei care putea fi candidatul PAS-ului, totuși haideți să ne uităm simplu la lucruri. PAS-ul are un candidat în momentul de față capabil să-l bată pe Ion Ceban? Nu. Eu încercat să-l... Nici nu vreau, că s-ar supăra probabil Lilian. Eu cunosc anumite lucruri din interiorul. Da. Domnul Lilian Carp, urmă el să fie candidat. Da, că Lilian e cel mai, chiar dacă nu are partidul lui pe aici, prin Republica Moldova, e mai bine plasat decât oricare dintre pasul ăsta. S-a dovedit o fie un pic altfel decât cei de acolo, nu? Bun, dar nu despre ei. Pentru că pasul nu are un candidat, ei s-ar putea să vină la un candidat de avarie. Și am făcut o conferință de presă și ne-a spus colegilor mei de la platforma, da, să nu accepte un candidat de avare. Ar fi o rușine mare dacă am ajunge la platforma, da? La Chiron, da. Hai să fim serioși.
Dar dumneavoastră știți că, bun, noi tot 2023 vom discuta că vin locali, vin locali, vin locali. Eu am alte preocupări decât ale dumneavoastră, domnule Gonță. Dar eu trebuie să întreb așa. Și după ce va câștiga unul sau altul, în țară vom vedea rezultatele, vom începe discuția, vine anul 2024. Da. Alegeri prezidențiale. Mai e mult până departe, domnule Gonță. A, nu, noi vorbim despre chestii politice, în politică nu e nimic departe. Care sunt preocupările mele acum? Poate e timpul să vă luați revanșa și candidați la prezidențiale? În primul rând, nu de revanșă este vorba și eu nu sunt un revanșist. Cred că v-ați convins de acest lucru și le-am demonstrat-o și celor de la Consiliul Municipal Chișinău care așteptau că eu o să umblu cu discuri de cele, adică Chirtoacă pe la nasul lui Ceban sau ca Ceban pe la urechea lui Chirtoacă. Și eu nu sunt un revanșist. Oamenii au decis, oamenii au ceea ce au decis, nu-i așa? Nu. Nu sunt un om al revanșii, nu sunt un om al răzbunării. Ceea ce mă preocupă este ca societatea din care fac eu parte să înțeleagă odată și pentru totdeauna că odată la 4 ani de zile au forța, au toată puterea pentru a-și decide soarta și atât împreună să o decidem astfel încât să nu ne pară rău nici pentru noi, dar cu atât mai puțin pentru copiii noștri. Că ați vorbit despre Dorin Chirtoacă. Ați văzut că zilele trecute a fost sentința primei instanțe? Nu mă interesează. Mai departe. Eu altceva vreau să vă întreb. Uh-huh. Nu mă interesează, în general, nu mă mai interesează acești domni și doamne, Ghimpi, Chirtoacă și restul. Nu mă interesează. Ei au făcut atât de mult rău. Nu, eu altceva voiam să vă întreb. Poporul ăsta. Ei au discreditat ideea de unionism. Ei au discreditat atât de mult ideea, încât nu mă interesează. Pe bune, vreau să vă întreb ca jurist, hai, ca să mi-explicați o chestie. Da. Deci, în sentință, judecătorul zice că se vede că acest dosar a fost fabricat. El, deci, nu a spus doar că a achitat și atât, dar în partea motivantă, sau cum vă numiți voi acolo, spune clar că dosarul este fabricat. Și procuratora anticorupție Veronica Drăgălin zice că vor ataca la Curtea de Apel. Așa. Asta, așa sunt procedurile? Nu sunt procedurile așa. Sau cap în cap. Vă amintiți de dosarul Domnica Manole? Așa. Dar ești mai amintește de cele 405.000 semnături? Numai așa a ajuns vedetă în Domnica Manole. Altfel n-ar fi ajuns. Era înainte de asta vedetă din alt punct de vedere. Vă amintiți dosarul Domnica Manole, nu? Da. Păi a trebuit să mă duc în instanță de judecată să dau mărturie acolo. Până la urmă ei au renunțat. Într-un final au renunțat la învinuire. Deci nu există că obligatoriu să te duci mai departe. Dar probabil... A, asta este politica Maia Sandu și a doamnei Drăgălin. Nu mă întrebați pe mine. Eu nu cunosc dosarul, n-am să mă expun asupra acestui dosar. Nu. Că eu nu sunt ca ăștia care nu au citit cartea, dar știu că e rău. Nu. Nu cunosc dosarul. Eu cunosc, în schimb, faptul că avem nevoie de câteva clipe de publicitate, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Andrei Năstase, că am vorbit înainte de publicitate despre prezidențiale și președinți. Iată, pe când era președinte de țară domnul Igor Dodon, mi-aduc aminte că el, încălcând Constituția, sfidând legislația națională, pe același ședințele Partidului Socialiștilor și demonstrativ plasa pe Facebook. Astăzi am participat la ședința Comitetului Central al Partidului său, am discutat, am analizat. Și toată lumea spunea că, domnul președinte de domn, dar Matalea, ai o leacă de obraz. Că spunea că păi, toată lumea știe că eu acum sunt lider informal, da, asta e. Se poate mai succint. Același lucru îl face și PAS. Așa lucru l-ați făcut și Maia Sandu și PAS. Același lucru l-ați făcut Plahotniuc. Asta pe mine mă pune pe gânduri. Noi... Sunt sigur, domnule Gonța, sunt sigur că mai sunt în țara asta și alți oameni care n-ar fi făcut acest lucru. Sunt sigur. Dumneavoastră, știți câți oameni onești sunt în țara asta despre care nu se vorbește la televizor? Câți medici, câți profesori, câți agricultori, câți oameni de bun sunt despre care la televizor nu se vorbește? Eu sunt sigur că unul dintre ei, dacă ar ajunge președinte, chiar ar face o prestație peste Maia Sandu, peste Dodon, peste toți. Certitudine am în ce mă privește pe mine. Înainte de alegerile din 2020, vă amintiți, nu? Ne-a spus oamenilor, un președinte trebuie să fie al întregului popor. A tuturor. Și a unii minorități, și a unii majorități, și a unii minorități, de toate fel. Și toată lumea spune același lucru. Eu chiar am și făcut dovada că se poate acest lucru. Ei nu pot, pentru că ei sunt parte aceluiași sistem. Ei sunt ca scorpionul acela, știi? Care îți spune, îți promite și broasca îi zice că băi, dar tu tot n-ai să mă înghingi și să ne ducem amândoi la fund. Deci că nu, dar eu am interesul să trec peste celălalt mal.
Și când ajung la mijloc, scorpionul tot una mușcă. De ce? Pentru că așa le-i fileșagul. Pentru că așa sunt ei. Pentru că ei sunt parte a aceluiași sistem. Nu-i cere lui Maia Sandu să fie altceva, pentru că ea nu poate fi altceva. Nu poate. Ea așa a fost educată. Ea a fost educată să scuipe în Constituție, să scuipe în cuvântul pe care l-a dat. Ea nu are cuvânt, la fel ca și Igor Dodon. Da, domnule, el a spus că o să fie la tot poporul, dar duce la ședințele PSRM-ului, nu-i așa? Tot așa a promis Maia Sandu, dar duce la ședințele PAS. Ei, îi mulțumesc la un tânăr care a zis că eu m-am eliberat de politic. Eu n-am avut niciodată povara politicului. N-am avut-o. Dar dacă dânsul vrea să considere așa, eu chiar vreau să fiu un om a întregului. Pentru că eu știu ce înseamnă să ai un copil, eu știu ce înseamnă să ai o familie, eu știu să ai un mahal, o comunitate, să știi să ai la nevoie atunci când e greu ăstuia, când e greu ăstuia. Nu te duci în Găgăuzia și îi scuipi pe și ea din dimineață până în seară că nu sunt 15 grade afară. Vă amintiți cazul, nu? Nu, pentru că aceia sunt parte a statului Republica Moldova și trebuie să-i tratezi de o asemenea manieră încât să nu naște acolo un conflict. Când te duci la Nord, ai grijă de specificul de acolo și ești președintele lor, ești președintele celor de la Est, celor de la Vest, ești președintele minorităților sexuale, nu e nicio fel de problemă. Dar nu uiți și de majoritatea creștină. Nu uiți, nu e așa? Nu te apuci să pui pe urmele clerului instituțiile coercitive ale statului, așa cum ai făcut-o cu televiziune. Nu te apuci să faci chestia asta. Tu trebuie să fii neutru. Tu trebuie să respecti Constituția, trebuie să respecti cadrul normativ al țării. Asta trebuie să facă un președinte. Așa că, hai să închidem subiectul. Eu m-am clarificat și cu Maia Sandu și cu restul. Da, da, sondajele arată că în pofidă la tot ce aici spuneți dumneavoastră, Igor Dodon și Maia Sandu sunt primii clasați. Asta este alegerea oamenilor. Dacă oamenii vor să trăiască ca înainte, să-i aleagă pe unul dintre ei. Dacă vor dori să trăiască și altceva, vor trăi să trăiască și ca niște oameni adevărați, care au în fruntea statului un om dintre ei, vor alege altceva. Pot eu să influențez mai mult decât am făcut-o până acum dorința oamenilor? Dacă dânșii vor să mai calce încă o dată pe greblă, să calce. Nu poți să-i oprești, dacă asta le place. Din păcate, acea greblă lovește și copiii noștri, lovește viitoarele generații. Chiar în țara asta nu se găsește cineva altfel decât Igor Dodon și Maia Sandu? Chiar nu se găsește altceva? Altcineva care să facă din președinție, dacă vreți, un loc și o instituție care să fie respectată de oricine, indiferent de opțiunea politică, geopolitică și așa mai departe. Chiar nu se poate, se poate de făcut. E nevoie de un pic de efort. Să nu te lași dus de nas, de televiziunile controlate de unii și de alții. Să nu te lași mințit frumos de unii și de alții. Nu, și de fiecare dată să întreb, domnule, iată tu îmi promiți că mâine să faci mai bine și să faci, Doamne ferește, dar ce ai făcut ieri? De fiecare dată întreabă pe Igor Dodon, ce ai făcut, domnule Dodon, iată, înainte de asta? Dar, doamna Sandu, dar ce ai făcut tu înainte de asta? Nu ce ai să faci mâine și poi mâine și mai poi mâine, dar ce ai făcut înainte de a ajunge tu aici, să te alegem? Nu. Așa că... Dumneavoastră, acum câteva săptămâni ați anunțat despre crearea mișcării civice și juridice de rezistență populară. La ce etape se află? Cine vi s-a alăturat? Ce faceți mai departe? Ce e? Este un demers al meu, la fel ca și cel din 2014-2015. Am spus atunci că e nevoie de consolidarea societății în jurul unor obiective. E adevărat, nu mi-am propus să formalizez. Va fi o mișcare civică care trebuie să adune în rândurile sale sau în jurul acelor obiective tot ce are mai bun Republica Moldova. Indiferent dacă vor face oamenii ăștia politică sau nu vor face politică. Unul dintre scopurile anului 2023 pentru dumneavoastră este consolidarea acestei mișcări, da? Nu am o preocupare pentru o mișcare anumită. Am o preocupare pentru țara, pentru Republica Moldova, care trebuie să se trezească odată și pentru totdeauna și să mai calci pe aceleași greble.
Și e simplu de tot. O mișcare civică poate întruni în, pe platforma sa, poate întruni și niște partide politice extraparlamentare, pentru că și asta este partea societății civile. Poate întruni și niște oameni care s-au manifestat în spațiu public, niște experți, niște medici, niște profesori. Și, slava Domnului, am telefoane chiar și atunci când poate nu mi le-aș dori, planez de noapte să mi se spună, uite, aici se întâmplă asta, aici se întâmplă asta, aici se face asta. Și dacă unii speră că această mișcare să devină partid ulterior, ce le spuneți lor? Nu e obligatoriu. Bineînțeles, tu nu poți să participi într-o campanie sau în alta, nu poți decât dacă ești înregistrat ca formațiune politică cu dreptul de a participa la alegeri, da? Am mai fost în istorie, am avut Solidaritatea din Polonia, am avut atâtea și atâtea mișcări civici în țările baltice, am avut în România o acțiune civică de pe timpul Ani Blandeana. Un lucru foarte important, dacă tot, pentru că atunci când am inițiat platforma civică Demnitate și Adevăr, m-am inspirat foarte mult de la ceea ce se întâmpla cu 20 și ceva de ani înainte în România. Din păcate, intelectualitatea noastră după 1991 a fost marginalizată și din mare spre marele meu regret, foarte multă lume bună din țara noastră s-a retras și a lăsat loc mediocrităților. Putem cădea de acord aici? Putem cădea de acord? Putem cădea. Iată, eu aștept ca într-o bună zi oamenii chiar care au capacități în țara asta, chiar care au un pic de expertiză, să iasă în față, să nu lase mediocritățile. Uite, el are o ștampilă de partid și el consideră că poate să spună ce vrea pe orice domeniu. Pe puz, pe hotărâri de judecată, pe agricultură, pe cutare. Și atunci ăștia ocupă tot spațiul. Televiziunile îi tot dau pe ăștia și rămân în spate oameni cu școala făcută la timp, oameni cu carte citită la timp. Și aceștia sunt marginalizați. Oameni din business bunăoară, da? Oameni care au făcut ceva în viața lor, ei nu sunt atrași acum în actul administrativ sau în actul guvernamental. Dar cine mai bine decât ei știu ce înseamnă fiscalitate, cine mai bine decât ei știu ce înseamnă finanță, ce înseamnă economie? S-a încercat atragerea unora, dar au refuzat categoric. Dar cum să nu refuză dacă au de-a face cu niște analfabeți funcționali? Niște analfabeti funcționali, nu poți să te duci de acolo să te asociezi, să te duci o lună, două, trei și după asta va trebui să pleci, numai că te-ai pătat. Te-ai pătat politic și să duci în business-ul dracului. Și așa se duce cu politicii pe care le fac ăstea. Apropo de economie, da. Ați văzut știrea asta că, de fapt, ea, în primul rând am venit de la Tiraspol. Da. Tiraspol ne-a anunțat despre semnarea unui nou acord cu Chișinău în domeniul energetic valabil pentru ianuarie 2023. Lucru confirmat de Chișinău, nu-i așa? Ulterior confirmat de Chișinău. Am înțeles. Știrea. Dar nu îmi spuneau ei că noi trebuie să plătim prețul demnității v temnătenu nevăbii, sau cum zice? Temnătenu bez vas. Așa? Vă amintiți cât de mult m-a luat în colimator pe mine când mi-a spus că mai să andu înainte de a să începe războiul, trebuie să facă tot ce stă în putere în calitate de căpetenii acestui stat, acestei nații, și ne aducă niște prețuri normale la gaz, la electricitate. Vă amintiți? Da, omul Moscovei erați. Eram omul Moscovei, da, dar acum, dar ieri au ieșit și Ghimbu și totul zic, mâna Moscovei, da. Dar acum ei acuiesc mâinile. Ei acuiesc. Nimeni nu au slujit străinilor mai mult decât Maia Sandu, decât Ghimbu. Nimeni. Prin analfabetismul lor. Nimeni. Domnule, tu ai un stat, tu ai o țară, tu ești în funcția de președinte. Tratează și statul și țara și oamenii ca atare. Cu respect. Obține tot ce este mai bun pentru acest stat, țară și oameni. Cum o faci? Renunțând la tine. La tine și la orgoliul tău. La interesul tău de a mai ajunge încă o dată președinte. Merkel, înainte de a pleca, și-a asigurat țara. Ați văzut, nu? Nu că i-aș agrea tot ce a făcut Merkel de-a lungul timpului, nu. Dar a avut grijă de țara sa. Ce au făcut ăștia cu țara noastră? Și-au bătut joc de ea. Dar dumneavoastră, puteți explica așa un fenomen? Eu sunt mai mititel ca dumneavoastră și mi-e greu să înțeleg unele lucruri. Dar nu ne spune că nu ne vindem jumătate de țară, tenătenul bezvas,
O să plătim 400-500 de dolari pentru lumină. Și atunci toată lumea aplauda, nu-i așa? Așa. La fel cum toată lumea aplaudează acum. Când s-a mers înapoi la Cușurgan, a zis că bravo. Bravo. De cum? Puteți să vă explicați? Nu. Speram că dumneavoastră să mă ajutați. Nu, dar n-am cum. N-am cum, pentru că eu nu sunt așa. Pentru că indiferent la ce etapă ne aflăm noi, indiferent la ce etapă, ținem cont, Rusia este statul agresor, nu-i așa? Uh-huh. Și pentru asta eu nu trebuie să-mi tai venele în Piața Mare Adunării Naționale și strângă fiecare zi slava Ucraina. De acord. Nu trebuie să fac chestia asta. Pe de altă parte, eu chiar sufer alături de poporul ucrainean pentru ceea ce se întâmplă acolo. Care este soluția? Pacea. O putem realiza? Noi mai puțin. Marele puteri, împreună cu cei implicați, trebuie să realizeze pacea. Acum spui pacea, acum te iau un colimator tăți ăștia. S-au apucat ieri la Consiliul Municipal, cine era unul de la Pelej. Eu spuneam, noi suntem în fața spatele frontului, noi cu tare. Și în fața lui, cel de la tribună era vice-directorul la termoelectrică. Eu am știut pe omul ăsta, pentru că în 2015 era alături de noi în Piața Mare Națională, el este vicepreședinte al Uniunii Veteranilor din Republica Moldova. Și mă gândeam în mintea mea, băi, cât sunt de ăștia care sunt tot bă, cochita în chept, că el în spatele frontului, că el a făcut, el în viața lui, el dacă acum, Doamne ferește, dau rușă peste noi aici, el primul și el care o să fugă de aici. În față îl aveau pe un vicepreședinte al organizației veteranilor, m-a auzit sau nu? Și el îi povestea de asta, că noi suntem în linia frontului și mai departe. De nu, eu, nu-i noaptea minții. Eu, dar la voi la CMC chiar se întâmplă lucruri ciudățele. Eu, ca și cu dumneavoastră, condamn acest război. Dar când văd cu un organ catastrofă. Că CMC vrea să adopte o declarație, să declare statul rus agresor. Tu nu. Se asociază oamenii cu niște declarații ale Parlamentului European. Un gest așa, simbolistic okay. Și așa mai departe. Bun. Dar de aici și până a te bate cu copita în piept. Haideți să mâncem. Hai. Așa. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră ca fost ministru. Da. Am citit o veste foarte bună pentru miniștri, veste care vine în 2023, că lor li se va majora salariul de aproape 6 ori mai mult decât a bugetarilor. Da. Adică peste 8.000 de lei. Bun. Dumneavoastră ca fost ministru. Asta e o chestie normală, nu? Pentru că funcția este foarte responsabilă, aveți foarte mult de muncă. Și trebuie să fie bani foarte mari. Domnule Gonță, eu am să vă spun o intimitate de-a mea, nu știu, n-am mai vorbit în ultimele zile cu fratele meu, dar mă gândeam în mintea mea azi dimineață, spuneam, domnule, de ce ne se întâmplă nouă oare chestia asta? A fost o perioadă de timp când fratele meu a intrat în colimatorul la tot felul de nimeni pe lumea asta. Și îl bălăcăreau din stânga și în dreapta doar pentru faptul că a avut o anumită atitudine de-a lungul timpului. Fratele meu este cel care a inițiat un proiect de lege de anulare a salariilor nesimțite. Vă amintiți, nu? Da, da. Și noi am promovat-o cât am putut în Parlamentul Republicii Moldova, astfel încât băi, cei care au niște salarii inflate, nu se poate, dă să le mai tăiem. Cei de la PAS, în campanie electorală au spus că da, și când au ajuns la putere, au uitat. Iată, acum fac exact ceea ce făcea înainte Plahotniuc. Mă înțelegeți? Avea grijă ca numai Plahotniuc mai dădea și în plicuri. Aici nu dau în plicuri cum dădea Plahotniuc din banii furați de la stat. Nu. Aici dau de la ONG-uri. Ne-am convins prin intermediul unor ONG-uri. Ia că omul ăsta vrea să lucreze la minister, dar n-ați putea voi să-i suplimentați o leacă salariu. Vă amintiți, nu? Schema. Acum au zis că, băi, dacă nu e patronii noștri nu mai dau parale, dă-ți luăm tot de la statul ăsta, dă-ți numai și 14.000 la un minister, dă-ți și 22 sau cât acolo, da? Eu nu spun că nu trebuie mărite salariile în Republica Moldova, dar hai noi să începem cu așa care au mai puțin. A fi ministru, iată, onorariul sau salariul tău trebuie să aibă două componente. Unu, onoarea de a ajunge în acea funcție și a reprezenta un domeniu în statul Republica Moldova și, bineînțeles, acel salariu. Nu te apuci acum să măriești, să chești. Abia amintesc cum la Curtea Constituțională s-a mărit salariul. La un moment chiar vreau eu să-l mărească cu vreo până la 80.000. Vă amintiți? Pentru ce? Vă spun eu. Ca să ții această curte, să o faci docilă, ție. Maia Sandu și partidul lui ei Servil. Așa nu merge. Așa n-ar trebui să se întâmple. Dar trăim acolo unde trăim, au o majoritate și cei care astăzi sunt la putere scuipă
N-ați văzut că era unul dintre ei care spunea că el e puterea, el e poporul. Vă amintiți? Vă amintiți? Stai băi, uleacă, este Constituție, este lege, am și eu niște drepturi, am și eu libertăți. Nu, eu sunt aici. Bugetarii nu trebuie să fie triști că nu vor primi așa de mult, pentru că vor primi măcar 1300 de lei, a decis guvernul. Fals. Iată aici bugetarii trebuie să înțeleagă, iată asta e cea mai frumoasă mostră de minciună, de păcăleală. Guvernul a decis, veți avea 1300 supliment, așa-i? Numai că guvernul nu a dat nici o capică de, pentru ca să fie mărit. Și tot la autoritățile publice locale se duc. Tot spatele autorităților publice locale spune această povară. Primăriile trebuie să găsească bani. Primăriile trebuie să găsească bani. Doar ei sunt conștienți când primării suflă vântul. De aici a venit și această declarație a Congresului Autorităților Publice Locale din Republica Moldova, pe care eu am sprijinit-o, pe care am adus-o la cunoștința Consiliului Municipal Chișinău. Este, cum să spun eu, ambalat frumos, știți? Aer în pachet. Cam asta dă guvernarea funcționarilor publici. Și dacă ei cred că oamenii ăștia sunt proști, eu cred că greșesc. Vine ziua când vor deconta chestia asta. Vine ziua când niște oameni o să spună, auzi, dar de ce m-ai avut de prost tu ăștia 4 ani de zile și acum vii și îmi iei votul? Îmi cer iară votul? De ce tu, PAS, mi-ai promis că oamenii din ministere, spre exemplu, care au muncit o viață pe acolo și au făcut jobul cum se cade și mai departe, vor crește în ierarhie, pe baza meritocrației, pe baza studiilor, a expertizii, a capacității de a livra niște rezultate. Și când am ajuns și eu să cresc colectiv în funcție, ni l-ai adus pe un alaib, pe un perciun, pe un cutare, pe un cutare. Da? Deși, domnule, noi pus aici la Ministerul Justiției un specialist care chiar să fi știut în viața lui ce înseamnă un dosar penal, ce înseamnă un dosar civil, ce înseamnă unul de contencios administrativ. Păi, Sergiu Litvinenko este un băiat drăguț. Dar el, în afară de a duce niște hârtii la președinție, pe timpul Voronin, nu pe timpul Maia Sandu, și vă două genți de-a lui Maia Sandu, nu prea au știut de-a lungul timpului ce de făcut cu justiția. Nu? Sau poate n-am dreptate, domnule Gonț. Da, eu pot să vă răspund doar în afara camerei. Nu, eu înțeleg când puteți răspunde, dar asta e realitatea. Și acum, bineînțeles, o să mai fie niște băieți veseli aici de care o să duc pe la Maia Sandu și o să gudure și o să spună că noi trebuie să facem aia, trebuie să facem aia. Dar rețineți un lucru, la următoarele alegeri, PAS nu va mai participa cu latura PAS. Țineți minte, o să găsească ei o formulă, pentru că ei sunt în cădere liberă. Vor găsi ei un bloc mai larg acolo, din care să fac parte și un Ștefănel, și un Chirond, și un Cutare, și un Cutare, și să dilueze acest glod, să-l dilueze cumva. Și oamenii iar o spun, băi, ei, lasă, tot a noștri să știe. Și o să-i mai votez odată. Și o să avem 2014 noiembrie, să replicăm 2014 noiembrie. Pentru că dumneavoastră spuneți că în sondaje și așa mai departe, foarte bine în sondaje. Cât la sută mai este creditată astăzi PAS-ul? V-ați uitat? Nu mi-amintesc. Cel mai bine cotat polician din Republica Moldova este Maia Sandu. Cât? 20%, da? Dar 80% ce spun? 21 pic tot Dodon și deja... Așa. Da? Poate fi un președinte care este cotat cu 20% să fie un președinte a întregului popor? Războiul a afectat mai mult și a creat mai multe probleme în țară, poate de asta. De asta, așa? Bine, bun. Dacă n-ar fi existat război, atunci ăștia n-ar fi avut în general nicio performanță. Da, pentru că statutul de candidat nu l-a adus Maia Sandu și partidul ei, nu. L-a adus războiul. Avem performanță la justiție? Nu. Avem performanță în economie? Nu. Pe domeniul social? Nu. Suntem la zi cu criteriile la Copenhaga, nu? Vreau părerea dumneavoastră, vă rog, despre așa numitul proiect de lege privind împuternicirii exagerate pentru serviciul de informație și securitate, ca să se poată asculta fila când vrea mușchilor. Da. Pentru că spun cei care pricep cât de cât, astfel de doleanțe au avut pe vremea lor Vladimir Voronin, Vladimir Plahotniuc, dar nimeni nu s-a cumetat să meargă chiar așa departe. Da, și... Părerea dumneavoastră. La ce ești ca și la dumneavoastră? Serios? E o mare mizerie. Iată, eu am văzut un exemplu, acum la... pe data de 22 decembrie, parcă s-ar putea să greșesc, Serviciul de Informație și SRI-ul, Serviciul Român de Informație, a făcut public dosarul Revoluției, vă amintiți, nu? Ați văzut
Un lucru fără precedent în istoria României. Iată, eu așteptam din partea serviciilor din Republica Moldova, din partea statului Republica Moldova, cât se poate de multă deschidere, cât se poate de multă libertăți. Iată, oamenii care fac parte din anturajul actualei guvernări ne făceau statistici ceva timp în urmă, cât de mult suntem interceptați. Mai mult decât în Marea Britanie, mai mult decât cu tare. Iată, unul suntem și mai interceptați. Pentru mine personal vorbesc acum, am imunitate. Pe timpul Plăhătiu chiar am ascultat în 5 dosare, și eu și fratele meu, în permanență. Deci, unul m-a ascultat până la anează, după, următorul după anează și alălalt iară jumătate de noapte și tot așa, să rându eu, ca să vadă Plăhotniuc când eu îi sun mami și când vorbesc cu dânsa. Cu ce e mai bun Maia Sandu decât Plăhotniuc? Din punctul ăsta de vedere, cel puțin? Cu nimic. Dar cu televiziunile, că văd tot de ezitați să mă întrebați. Despre presă voiam la final să vă întreb. Da. O bătaie de joc. Dom'le, vină cu niște anchete serioase. Păi dacă... Nu eu vorbesc. Vorbesc oamenii experții, mediul de experți din domeniul audiovizualului, nu? Au condamnat chestia asta, nu-i așa? Au condamnat-o. Am văzut că au existat niște state europene și foarte bine. S-au luat niște măsuri cu privire la dezinformare și așa mai departe. Foarte bine. Dar nu le pui pe toate într-o oală. Nu le pui pe toate într-o oală. Mi se pare că este un dezmăț. Profită de faptul că au făcut această comisie pentru situații excepționale și acolo spisul e tot. Tot știa. Dar va veni într-o bună zi, sper eu, va veni o procuratură în care se va pune problema. Ia stai un pic. Comisia asta avea dreptul să facă chestia asta, nu? Dar acolo sunt niște oameni și oamenii și eu o să vină și o să spună, da, știți cum, am făcut și noi pentru că așa ne-a rugat la președinție. Noi trebuia să livrăm, da? Păi tot călușul ăsta în gură se pune nu pentru... Nu, se poate de făcut și propaganda, dezinformarea, ele trebuie oprite, 100%. Dar ele trebuie demonstrate. Da? Trebuie demonstrată chestia asta. Și apoi, da așa, condamn și apoi cauți probele. Nu-i două, două minute, patru întrebări. Ei, hai. Tăcerea partenerilor, vă explicați? Sau ei nu sunt de acord cu poziția, inclusiv a dumneavoastră, și nu văd nimic ieșit din comun ce s-a întâmplat în Moldova? Partenerii noștri își protejează investiția în Republica Moldova. Ce ați vrea dumneavoastră? Să spună că au ieșuat? Nu, mai rabde, mai se gândesc, poate măcar ceva o să livreze. Nu vedeți tot mai multe voci și de la Parlamentul European și din alte părți? Totuși spun, băi, stați o secundă, nu ne aveți de proști aici, noi vedem, nu faceți nimic acolo, livrați ceva. Acum ies niște jurnaliști de ăștia de buzunar și spun, domnule, 2021, 22, 23 au fost niște ani așa cum au fost, dar uite, 2022, da? Dar uite, 2023 vor veni rezultatele. Eu asta aud din 2012 când fac emisiunea. Fix așa. Dar... Își protejează investiția și asta este cel mai grav. Că a fost ministrul din interne, mai comunicați cu oamenii din sistem, cu polițiștii? Ce spun ei? Poate ei sunt... Mai mult decât mi-aș fi dorit. Și ce zic băieții? Îmi pare rău pentru ei, regretă că perioada în care m-am aflat la Ministerul de Interne a fost atât de scurtă, perioada în care am fost înjurat din stânga și în dreapta doar pentru faptul că nu am acceptat să-mi pun acolo prietenii, rudele și așa mai departe. Cunoașteți, eu am depolitizat cât am putut Ministerul de Interne. Deja ani distanță, oamenii înțeleg că ceea ce s-a făcut până la acel moment în Ministerul de Interne și ceea ce se face după, și sub socialiști, și sub Maia Sandu, este greșit. Oamenii și-ar dori libertatea și-ar dori ca să muncească în favoarea cetățeanului și niciodată împotriva lui. Din păcate, au directivele pe care le au și asta este. Nu putem să o încheiem așa. Planuri de rebelion, de Crăciun pe stil vechi, dacă îl marcați? Frumoase. În familie, împreună cu copiii mei, împreună cu nevasta, cu cele două mame care le mai avem, în păcate, suferă și ele alături de noi, dar cam astea sunt planurile noastre. Nu avem... Și apoi, în timpurile astea, să ne mulțumim cu ceea ce ne dă Dumnezeu și să mergem înainte. Domnul Stas, mulțumesc tare frumos că ați fost la noi emisiune. Vă doresc la mulți ani, sărbători minunate alături de cei dragi și deja ne revedem neapărat aici în studio, dar la anul. Ei, și eu vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să-i felicit pe toți cei care ne privesc în momentul de față cu sărbătorile care urmează.
să aveți parte de tot ce este mai bun, mai bine, să știți că urmează un an foarte, foarte greu, suntem cont propriu la fel cum a fost și anul ăsta și este bine ca pe lângă noi, familiile noastre, să ne îngrijim și de cei mai triști ca noi, de cei din comunitățile noastre, din imediata noastră apropiere. Dacă cunoașteți niște familii mai nevoiașe, faceți un gest pentru că trăim timpuri grele, grele și au nevoie și ei de un sprijin. Din păcate, statul i-a lăsat așa mai de izbeliște. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de astăzi a emisiunii Puterea Patra. De fapt, atât a fost să fie și pentru acest sezon. Facem o mică pauză, nu că am fi obosit, dar așa e tradiția. Ne revedem la anul, să aveți sărbători cât de cât frumușele, drăguțe, minunate. La mulți ani, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.